Locul 2, Vasilii Pavlov, 91 de puncte, atacant Dacia Chișinău. Și laureat la nominalizarea cel mai bun atacant. Ghenadie Orbu, 121 de puncte, atacant Dacia Chișinău. Ghenadie este și campionat al Moldovei, deținătorul Supercupei Moldovei în anul 2011. În sezonul trecut a scris 22 de goluri, iar acum cu 6 reușite este unul dintre golchetele Diviziei Naționale. Felicitări! Sunt bucuros că am primit acest premiu. Aș vrea să mulțumesc colegilor de echipă care m-a susținut, care a fost autor de mine în jurul anului, staff-ului tehnic care a avut încredere în mine și sărbători fericite și mulțumesc frumos! Mulțumesc și mai! A doilea an consecutiv cel mai bun atacant în Moldova. Da, sigur că sunt bucuros, n-am așteptat, dar oricum sunt bucuros, mulțumesc la cei care m-au apreciat. Mulțumesc la toți care m-au susținut, care au avut încredere în mine și sigur că e plăcut la sfârșitul anului totuși să, așa, să închid cu acest premiu. Îmi pare rău că n-ai devenit futbolistul anului? Sau... Nu, eu cred că nu-mi pare rău că sunt mulți jucători care pot să primească acest premiu jucătorul anului, care au jucat și pe teleseționate și au marcat și goluri și în campionatele externe. În privința viitorului selecționerului, crezi că ar trebui să mă întrebare? Nu știu, eu nu vreau să spun cine să fie antrenor sau cum să cot eu, dar asta să leagă oamenii care se ocupă cu acest lucru. Cine va fi antrenor, cel va fi. Eu, că pentru mine asta mă mare, mult nu contează. Principalul să joc, să îndeplinesc lucrul meu, dar cine va fi acolo și dacă m-a chemat la selecționate, am să lucrez cu antrenorul cel care va fi. Anul 2012? Da, sigur că da. Totuși două puncte, asta nu e diferența așa de mare, dar oricum. Pare rău că nu prea s-a primit nou ultimul meci acum aceste trei puncte. Vreau să schimbi situația altfel, dar oricum, eu cred că lupta încă continuă și ne batem până în ultimele minute pentru de a fi campioni.